Bună ziua, sunt Ciprian Rusen de la Digital Citizen și în acest clip video vom despacheta noul Bitdefender Box. Acest router wireless este la ediția a doua, însă prima ediție nu a fost lansată pe piața românească. Aceasta a fost lansată recent și după cum se vede pe cutie, este localizată complet în limba română. Dacă întoarcem pe o parte cutia, vedem aici informații despre cât de eficient este Bitdefender în materie de protecție antivirus. După aceea avem informații despre aplicația mobilă cu care administrăm routerul și alte feature-uri de siguranță. Iar pe partea aceasta avem informații despre hardware-ul din această cutie. Acum, hai să despachetăm totul să vedem cum arată. Bun, înăuntru avem încă o cutie care are sus logo-ul Bitdefender. Și dacă o desfacem, prima dată vedem un ghid despre cum configurăm routerul Bitdefender Box. După aceea avem niște informații despre garanția acestui produs. Apoi găsim aici alimentatorul, un cablu de rețea care pare să fie mai lung decât cel oferit de alte routere wireless. Și în sfârșit cutia sau Bitdefender Box. Așa cum se vede, este destul de simplă, nu are elemente vizuale mai aproape pe nicio parte. În spate aici avem câteva porturi, în primul rând avem UFA de alimentare, portul pentru conexiunea la internet și încă un port pentru a conecta un PC desktop la box și la rețea. Pe partea de aici avem ventilarea și aici la fel iarăși ventilarea. În rest nu există niciun fel de buton sau port disponibil. Atât a fost pentru astăzi, vă mulțumesc că v-ați uitat și nu uitați să citiți review-ul nostru pe digitalcitizen.ro. La revedere!